Bine v-a regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Iubirea în poezia persană. Astăzi este alături de noi Mihai Cernătescu, lector universitar doctor, traducător. Aș vrea să mai adaug câteva lucruri despre Mihai. Are ca pasiune relațiile culturale româno-iraniene. De asemenea, înainte de pandemie a ținut și un curs de limba, cultura și civilizația persană, una dintre pasiunile lui. Diplomă de master în istoria islamului la Facultatea de Științe Umaniste a Universității Tarbiat Modares din Teheran. De asemenea, diplomă de doctor în istoria islamului la aceeași universitate în 2012. Astăzi vom vorbi, în cadrul acestei frumoase campanii, Iubirea în poezia persană, vom vorbi despre, nu doar despre iubire și poezie în cultura persană, dar vom vorbi și despre înțelepciune, pentru că iată o carte minunată, o carte frumoasă, Peripețiile lui Nasratin Hoxha, traducere din limba persană de Mihai Cernătescu, invitatul nostru de astăzi, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii. Mihai, am vrut să fac această introducere și despre Nasratin, dar și despre activitățile tale, pentru că mi se par extrem de relevante atât pasiunea ta pentru cultura și civilizația persană și faptul că ai predat persana în contextul discuției noastre de astăzi și a personajului despre care vorbim, Nasratin Hoxha. Și știu că la un moment dat, pe parcursul discuției noastre, nu întâmplător, ne-ai pregătit și o surpriză. Cei care ne urmăresc vor vedea despre ce este vorba. Așadar, acum vorbim despre Nasratin Hoxha și despre importanța lui în ceea ce înseamnă spațiul islamic și persan. Bună ziua, Sorine! Mulțumesc din nou pentru invitație. Despre cartea tradusă de mine din folclorul persan, Peripețiile lui Nasratin Hoxha, se pot spune foarte multe. Cel mai important lucru este ca să o citiți dumneavoastră, pentru că se găsește la librării, este o carte care merită, este o culegere de înțelepciune populară și sunt povestiri scurte, în cap chiar și două pe câte o pagină. Asta înseamnă că mai poți face o pauză, mai faci și un felul doi de mâncare și poți să te uiți pe carte. Este ceva foarte frumos și o recomand, pentru că am tradus-o cu mare drag și îmi place în continuare și nu voi înceta să o recomand. Este o înțelepciune sufistă care ne îndeamnă să fim oameni mai buni din foarte multe puncte de vedere. Și deși ea, într-adevăr, să zic așa, face parte în principal din cultura islamică, de asemenea o întâlnim și în cultura balcanică, de multe ori creștină. De asemenea, urcă acest personaj și trece și în părți din actuala Rusie, pentru că în mod istoric acolo a fost parte din Imperiul Persan și ei practic folosesc acest personaj. Deci practic aproape de la din Asia Centrală până în Balcani îl întâlnim pe Nasratin Hoxha. Este o experiență de viață și o legătură între comunități, încât deși el este un islamic, se potrivește perfect și în societatea noastră creștină. Îți mărturisesc că l-am invocat pe Nasratin Hoxha atunci când am vorbit despre un alt spațiu, să spunem, spiritual și o altă tradiție spirituală, atunci când am vorbit despre o colecție frumoasă din portofoliul editurii Herald, colecția Sefer, despre povestirile lui Baal Shem Tov. Am pomenit cumva în contextul discuției noastre și despre Nasratin Hoxha, pentru că, iată, vorbim despre o înțelepciune populară, pe care de altfel o regăsim și noi am mai discutat chiar și în spațiul nostru românesc, despre o înțelepciune populară care depășește cumva granițele geografice, să zicem, ale unei țări.
Tocmai pentru că înțelepciunea nu are un spațiu exact. Acum, pentru a exemplifica ascultătorilor noștri, o să vă citesc o scurtă povestioară, are aproape 10 rânduri. Supărat și îngrijorat are titlul. Spune că unul dintre prietenii lui Nastratin, Hogea, era negru de supărare. Hogea l-a întrebat care e pricina acestei supărări când se vedea că îl macină sufletul. Prietenul i-a răspuns, nu pot da înapoi banii luați cu împrumut de la creditori. De-aia sunt atât de supărat și îngrijorat. Nastratin Hogea i-a răspuns, păi tu de ce să fii supărat și îngrijorat? Creditorii trebuie să fie supărați și îngrijorați. Trebuie să mai spun că de multe ori povestioarele astea scurte sunt așa ca o nucă. Te lasă să muncești un pic până să-ți dea sensul ăla ascuns. Unele sunt mai simple, sunt un fel de bancuri așa mici, dar altele sunt mult mai adânci și te lasă să muncești un pic până să-ți dea, să zic așa, sâmburile la dulce din nucă. Altele sunt mult mai simple, ca aceasta, zice, liniștit. Nastratin Hogea zăcea bolnav, s-a întors spre nevasta lui și i-a spus, dragă nevastă, dacă vrei să te recăsătorești după moartea mea, te rog să nu te măriți cu vecinul ăla care mi-a mărât zilele și cu care am trăit în dușmănie atâția ani de zile. Nevasta i-a răspuns, stai liniștit, dragul meu, i-am promis deja altcuiva. De asta spun că unele au tâlc, altele sunt mai simple. Deci, practic, putem să întâlnim aproape în orice situație o povestire de Nastratin Hogea care să-ți poată justifica o anumită stare, o anumită trăire sufletească. Iar cartea conține și 25 de scene. Dacă observați aici, este Nastratin Hogea care vrea să ia în brațe, să ridice un bolovan foarte greu. Povestea este în felul următor. Zice că stătea, Nastratin Hogea îmbătrânește și stătea cu ceilalți amici ai lui, care toți erau bătrâni și vorbea, unde mai e puterea tinereții noastre și uite cum suntem acum bătrâni și bolnavi. Și Nastratin zicea, eu nu sunt deloc. Sunt bătrân, dar am aceeași forță și putere ca în tinerețe. Mă, Nastratine, cum se poate? Uite că se poate. Cum? Uite, vă dovedesc. Încă de când eram eu mic, în spatele casei noastre, în grădină, era un bolovan mare de tot. Și de multe ori am vrut să-l dau la o parte, că stătea chiar în drum și ne loveam, treceam. Niciodată n-am reușit nici măcar să-l clintez din loc. Urmă cu câteva zile, nu știu ce treabă am avut acolo pe fundul grădinii și am vrut de asemenea să dau bolovanul la o parte. Ce? Că n-am putut să-l clintez. De asta vă spun că am exact aceeași putere ca și în tinerețe. Și aici este imaginea în care încerc să fie cât mai clară pentru dumneavoastră. Nastratin încearcă să miște bolovanul. Bineînțeles că nu reușește, dar oricum... Au ce-mi place foarte mult dincolo de înțelepciune și poate de fapt în asta constă o parte a înțelepciunii. Foarte mult umor. Foarte mult umor, bineînțeles. Orientul este ca și Balcanii noștri, facem haș și de necaz, ce să mai spunem de altceva. Dar aș spune că această cultură sufi, care este, să zicem așa, o parte a islamului, în momentul de față nu mai există, practic, a distrus-o clerul, ca să zic așa, pentru că au intrat într-o contradicție foarte, foarte directă, foarte cap la cap, foarte crudă și practic a fost și mare vărsare de sânge în zonele alea. Bine, sufismul spus în două cuvinte înseamnă, să spun așa foarte, foarte simplificat, înseamnă apropierea de Dumnezeu prin dragoste. În timp ce clerul ne îndeamnă să ne apropiem de Dumnezeu prin dogmă. Asta înseamnă prin aplecare. Pe când sufismul ne îndeamnă să iubim, să ne ridicăm noi, nu să ne coborâm să fim toți ca unul pentru a merge prin respectarea unui șir sau unui set de reguli pentru a merge aproape de Dumnezeu. Sufismul spune gândește, caută, citește, spune poezii, chiar și musulmani, bea dacă trebuie, pentru a te ridica din societate și subliniază foarte mult mai mult diferența asta de a fiecăruia dintre noi față de celălalt,
Când clerul ne face pe toți absolut la fel. Toți trebuie să ne rugăm la aceeași oră, la aceeași zi, cu aceeași, să zic așa, formulă clară. Pe când sufismul spune, nu, tu poți ajunge spre Dumnezeu făcând o faptă bună sau în orice alt fel. Deci nu neapărat respectând un șir de reguli, cât dându-i cel mai mare lucru pe care îl posezi tu, dragostea ta. Bineînțeles că asta a dus la un conflict cu clerul și, să spunem așa, secole întregi, ăștia s-au bușit între ei. Și în momentul de față, cei mai bine organizați, să zic așa, au câștigat această competiție. Dar au rămas foarte multe aspecte ale culturii acestea sufi până în zilele noastre. Sunt și în România destul de multe, la Babadag, în zonele în care am avut promotori sufiști ai religiei islamice, în Balcan, nu mai spun, Orientul Mijlociu este plin și tot așa. Dar una dintre ele pentru noi este subiectul discuției de astăzi, și anume Nasrattin Hoxha, înțelepciune populară orientală dedicată cititorilor români. Și ca să fac o mică paranteză la cele spuse de tine puțin mai devreme și în spațiul nostru creștin-ortodox, putem să facem o paralelă cu isihasmul, de exemplu, pentru că în cazul islamului vorbim despre partea, să spunem, mistică, nevăzută, cum îmi place mie să-i spun, ezoterică, da? Este calea largă pentru toată lumea, apropo de dogmatism și de dogmă, exact. Exoterică, și partea ezoterică este calea aceea strâmtă, da? Pe care tu o ai în uniunea cu Dumnezeu. Exact. Am văzut că a venit și surpriza lângă a venit tine. Domnișoara Ava. Bună ziua. Bună. Sunt Ava. Sunt aici în România 4 ani și sunt student din medicină dentară în Cluj. Foarte frumos. Noi astăzi am vorbit cu Mihai puțin mai devreme despre personalitatea lui Nasrattin Hoxha în spațiul islamic și în cultura persană, pentru că tema campaniei noastre este iubirea în poezia persană și vom vorbi pe lângă Nasrattin Hoxha în alte intervenții și despre Omar Khayyam și despre Rumi și despre Hafez și despre Inayat Khan și alți poeți. Aș vrea să te întreb pe tine și să ne răspunzi, dacă se poate, în limba natală, să ne răspundă la întrebarea ce reprezintă Nasrattin Hoxha. Mona Nasrattin dar کشور ما در ایران معروف به یک شخصی که در موردش جوک ها و داستان های زیادی هستش. Nasrattin Hoxha în societatea noastră iraniană este un personaj important, faimos prin faptul că foarte multe anecdote și povestioare vesele se spun cu el ca personaj principal. مولانا نصرالدین در واقع شخصیتی هستش که بعضی ها میگن که خیلی عجیب غریبه و کارهای عجیب غریبی انجام میده و که در این حال خنده‌دار و بامزه هستش. Este un personaj complex pentru că unele dintre acțiunile lui sunt, să zicem așa, ciudate și mai greu de înțeles, pe când altele sunt extrem de simple și foarte nostime. داستان‌های مولا نصرالدین در جامعه ایران و بقیه حالا مثلا جامعه افغان، ترکمن، اینا هم همشون این داستان‌ها رو دارن، ولی توی جامعه ایرانی این داستان‌ها رو حالا به بچه‌ها، به نوجوان‌ها و تعریف می‌کنن که یک پندی بهشون بدن و این پند به صورت مستقیم نباشه، که چون بچه‌ها می‌دونید که همیشه دوست ندارن نصیحت رو. Domnișoara Avom spune că încă din primii ani de școală, încă din copilărie, la școală, una dintre metodele, să zic așa, îndrăgite de copii pentru a învăța mai ușor anumite, să zicem așa, îndreptări ale societății, anumite sfaturi, se face exact prin genul acesta de povestioare scurte, cu
cu un pic de înțelepciune, bineînțeles, adaptată vârstei lor, deci practic din primii ani de școală. Și îmi spune de asemenea, fiind și în această situație în urmă cu ani de zile, că un copil mic învață mult mai ușor în momentul în care face, să zic așa, este legat un anumit mesaj într-o povestioară. Da, și are parte puțin de partea de zona aceasta ludică, de joc, exact. Adică să învețe prin joc. Și de altfel și noi, dacă ne aducem aminte din tinerețea noastră, eu cel puțin îmi aduc aminte în colecția Biblioteca pentru Toți, erau povestirile lui Nastratin Hoxha adunate de Anton Pan. Corect. Îi mulțumim foarte mult invitatei tale pentru faptul că ne-a împărtășit, iată, în limba natală, iraniană, despre acest personaj remarcabil, Nastratin Hoxha. Dragii noștri, a fost o discuție extrem de interesantă și inedită, i-aș putea spune. A fost alături de noi Mihai Cernătescu, lector universitar doctor, traducător, cel care a tradus din limba persană peripețiile lui Nastratin Hoxha, și vă mai arătăm încă o dată cartea la cameră, să vedem dacă găsesc o poziție. Uite, ne arată și Mihai. Am vorbit despre peripețiile lui Nastratin Hoxha. Mulțumim foarte mult și invitatei tale. Mai spune-ne o dată numele. Ava. 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 Vă mulțumim foarte mult. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii, desfășurată pe site-ul editurii Herald, despre poezia persană, iubirea în poezia persană, înțelepciunea persană. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere! La revedere!